Liderii Partidului România Unită au fost prezenți azi la Târgu Jiu, unde au constituit filiala gorjeană a formațiunii politice. Președintele partidului, fostul deputat PSD Bogdan Diaconu și prim-vicepreședintele Augustin Hagiu s-au întâlnit cu reprezentanții organizațiilor din județ. Suntem la Gorj, la Târgu Jiu, pentru a constitui astăzi filiala Partidului România Unită în județul Gorj, filială condusă de către domnul președinte interimar Rudi Bugă, cel care în urmă cu 2 luni de zile, începând cu 15 iunie, a pus bazele nucleului de inițiativă care a lucrat la înființarea filialei PRU la nivel Gorj, ajungând în mai puțin de 2 luni de zile la un număr impresionant de membri, aproape 1000 de membri. Liderul filialei Gorj a noii formațiuni politice este omul de afaceri, Rudi Bugă. Eu am început cu echipa mea munca de undeva la 4 luni de zile, cred. Pe 15 iunie am și constituit filiala, am început munca, am ajuns la aproape 1000 de membri, am 23 de organizații în județ, 23 de organizații, zic eu, puternice, cu oameni care n-au făcut parte din partide politice, cu mici excepții. Partidul România Unită este al 3-lea proiect politic nou în județul Gorj, după Partidul Socialist din România și Partidul Primarilor.